Salutare și bine ați venit la un nou clip. În acest clip vreau să vă prezint un aparat de cafea de la Krups, de la Nescafe Dolce Gusto. E modelul Krups Piccolo XS. Lucrează la 15 bar presiune. Se poate face și cu apă fierbinte și cu apă rece și are și modul eco de 1 minut. Așa arată, e modelul pe roșu. Este fabricat în Indonezia. Acesta este codul Krups KP1A0531. Ei garantează că produsul este reparabil până la 10 ani de folosință. Iar pe cealaltă parte ne arată că putem folosi o varietate de capsule de la Nescafe Dolce Gusto. Cafea lungă, cappuccino, cafea cu lapte, espresso intens. Avem o gamă variată în care putem să facem diferite sortimente de cafea. Aici ne arată și pașii de folosire. Se pune apa, se pune capsula, se ține 40 de secunde până se încălzește termosul din interior și se poate face cafeaua. Iar rezervorul, capacitatea rezervorului de apă este de 0,8 litri. Așa arată aparatul de cafea Nescafe Dolce Gusto pe roșu. Aici se poate pune pahar, de aici se poate lua acest suport și să se pună un pahar înalt sau o cană. Aici se poate pune suportul, se poate lăsa și pune o coniță mai mică. Aceasta este rezervorul de apă. De fapt, acesta este rezervorul de apă de 0,8 litri. Iar aici are și pe albastru și pe roșu, dacă ar și focaliza. Dacă dăm la dreapta ne face cafea fierbinte. Dacă dăm la stânga ne face ice coffee, adică rece. Și când vrem să o oprim, mutăm asta la jumătate. Așa se desface, iar aici are suportul în care cu această protecție, care se dă jos, aici se pune capsula, se introduce înapoi. Se pornește aparatul, e foarte, foarte ușor de folosit. Să vă dau un cadru, așa arată și aparatul. Eu l-am pureclit cocoșatul, că stau aplicat. Vedeți ce cocoaș are? Cocoșat, Alina. Până și cablul e roșu, care te pregătești să te ridici la grindă. Acestea sunt capsulele pe care le-am luat. Am luat capsule de latte macchiato, o capsulă cu lapte și o capsulă cu cafea, caramel. Aceasta e cu lapte și asta e cu cafea. Prima dată se face cafeaua, după care se face laptele și se pune deasupra. Iar aici am și făcut o exemplificare. A mai rămas și spuma. Spumata, ca se focaliza. Încălzește foarte repede apa, în câteva secunde încălzește apa, e foarte rapid și chiar îl recomand cu mare încredere. Are până la 2 ani garanție și 10 ani spun că se poate schimba orice piesă, se poate repara orice la acest cacașat. Eu vă mulțumesc frumos de vizionare, dacă v-a plăcut acest clip, vă rog să dați un like, un share, un subscribe și un click pe clopoțel. Și să rămâneți la curent cu noutățile. Numai bine, sănătate, la revedere!